Vă salut, Tatiana. La dorința unei persoane foarte dragi mie, astăzi vom vorbi și vom lucra puțin croșetul tunisian. Despre acest tip de croșet, cred că cea mai mare parte dintre dumneavoastră ați auzit, ați văzut anumite modele lucrate. Însă eu acum vin cu câteva detalii în modul în care, dacă veți fi interesate pe parcursul acestor lecții de croșet pentru doamnele începătoare, noi vom putea face pași înainte, învățând să lucrăm diferite modele. Astăzi vom face partea introductivă și apoi vom lucra ceva. Croșetul tunisian se lucrează cu un croșet care de obicei este mult, mult mai lung decât croșetele noastre normale cu care lucrăm de obicei. Croșetul pe care vi-l prezint aici are o lungime de 30 de centimetri, iar el este de 4 mm, deci mărimea lui. După cum vedeți, aici în capăt are această porțiune de plastic care oprește lucrarea. De ce? Pentru că croșetul tunisian se lucrează înainte și înapoi și este foarte, foarte ușor de lucrat. Astfel de croșete puteți găsi fie în magazinele de specialitate, fie pe acele site-uri pe internet. Cu acest tip de croșet putem lucra fir adaptat atât croșetului normal, cât și andrelelor. De asemenea, pentru lucrările mai mari se poate folosi un croșet care dispune apoi de un fir asemănător al andrelelor circulare, doar că la capătul opus va avea din nou acest micuț dreptunghi cubuleț pătrat de plastic care va opri lucrarea. Iar cu acela se pot lucra lucrări mult mai mari, pături, pleduri, coverturi, ceea ce doriți dumneavoastră. De asemenea, croșetul tunisian poate fi lucrat lucrările mai mici și cu un croșet absolut normal. Noi astăzi vom face primii pași și veți vedea modul în care se lucrează, deci voi face un ochi de lanț de început. Voi lua croșetul și îl voi introduce aici. Vom porni cu un număr de 10 ochiuri de lanț ca să fie pentru a învăța și pentru a vedea modul în care lucrăm. După cum vedeți, croșetul meu, pentru că este nou, nu alunecă atât de bine, îmi rămâne firul un pic în urmă din cauza aceasta. Voi încerca, voi merge mai departe. Nu trebuie să lucrăm ochiurile de lanț foarte strânse. Din nou, acesta este un sfat. Avem 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Întotdeauna când punem pe croșet, ultimul fir va fi primul fir de la începutul rândului următor. Avem acest lănțișor. În acest moment noi îl vom întoarce în acest mod și cu croșetul vom intra în primul ochi de lanț, vom extrage firul și îl vom ține pe croșet. În felul acesta vom merge până la capătul rândului. Deci aceștia sunt pașii de bază al acestui tip de croșet. În felul acesta se începe orice lucrare în tehnica croșetului tunisian și zgomotul care se aude, să știți că este croșetul care se lovește de birou. Voi continua să pun. Vedeți, este un pic mai dificil de intrat pentru că el încă nu este destul de
de alunecos, iar aici voi face ultimul ochi de lanț. În momentul în care am terminat ultimul ochi de lanț, noi vom începe să lucrăm propriu-zis, lucrarea propriu-zisă. Întotdeauna, primul, de fapt, va fi ultimul ochi din lucrare, o vom lucra în felul acesta, trăgând firul doar printr-un singur picioruș, după care se continuă alunecând cu croșetul prin două piciorușe. În felul acesta, încet, încet, ne deplasăm către capătul opus al lucrării. Vedeți cât de ușor alunecă acum? Pentru că de acum alunecă și croșetul și merge aproape singur. În acest moment puteți observa că aici s-au format niște bastonașe. Aceste bastonașe le vom folosi pentru a continua lucrarea noastră. Deci, ultimul ochi de lanț va fi primul ochi din rândul care urmează să-l lucrăm. Deci avem deja un ochi aici. Vom intra pe dedesubtul acestui bastonaș. Vom trage firul și îl vom ține pe croșet. Ne vom deplasa către următorul bastonaș și în felul acesta vom aduna toate firele pe croșetul nostru. Eu sper să se vadă, sper să mă fac înțeleasă de dumneavoastră. Așa cum vă spuneam, acestea sunt primii pași, pașii de bază în croșetul tunisian. Apoi un alt lucru care trebuie să-l știți este faptul că dacă avem un fir care trebuie lucrat cu un croșet, cu un croșet numărul 2, în croșetul tunisian vom folosi un croșet cu un număr și jumătate, două mai mare, deoarece, datorită modului în care se execută acest tip de croșet, el este foarte, foarte des, foarte bătut. Acum am ajuns în corespondența ultimului ochi de la capătul acestui rând și nu voi intra cu croșetul doar în bastonașul care ne-a rămas, ci voi intra cu croșetul în ambele fire de aici, de la capătul acestui rând. Vom extrage firul, iar acum vom continua așa cum v-am arătat deja primul ochi. Vom trece doar prin unul dintre piciorușele care le avem pe croșet. Apoi următoarele vom lucra trecând cu firul prin două ochiuri, în felul acesta. Nu este greu, este foarte ușor. Important este să reținem aceste, uitați ce frumos se prezintă, să reținem aceste noțiuni de bază. Voi face un nou rând, voi intra în primul bastonaș disponibil, după care voi continua. O altă caracteristică a acestui tip de croșet este că întotdeauna noi vom avea partea din față, deci fața lucrării, o vom avea în fața noastră, iar dosul, spatele, va fi întotdeauna pe dos. Nu trebuie să lucrăm învârtindu-ne precum în lucrările amigurumi. Am ajuns din nou la ultimul picioruș și aici din nou vom intra prin cele două ochiuri, vom extrage firul, vom începe rândul în același mod, voi trece pentru început prin primul picioruș, după care voi continua cu două piciorușe. Trecând prin două piciorușe, vedeți dacă am lucrat un pic mai strâns.
nu alunecă atât de ușor. Este nevoie să fim atente la cât de strâns lucrăm, la tensiunea firului. Și am ajuns din nou la capătul acestui rând. După cum vedeți, se disting deja bastonașele. După cum, din nou, puteți vedea, are tendința de a se răsuci un pic marginea lucrării. În momentul în care lucrarea noastră va fi terminată, noi, cu un croșet obișnuit, vom putea face de jur împrejur, fie un rând de piciorușe scurte, fie colțișoare, fie ceea ce dorim noi. Acum eu voi da deoparte aceasta și pentru a îndeplini dorința persoanei dragi mie, cu un croșet obișnuit, cu un fir de macrame obișnuit, un fir de bumbac folosit pentru macrame, noi vom face o pereche de cercei. Vom avea nevoie de suporturile pentru cercei, vom avea nevoie de foarfece și, bineînțeles, apoi vom avea nevoie de un ac. De puțină atenție, de îndemânare și vom începe. Voi face pentru început un cerc magic, normal, precum în fiecare lucrare pe care noi începem. Și am făcut deja primul ochi de lanț. Voi continua lucrând un total de 9 ochiuri de lanț. Deci am 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și cel de-al 9-lea. Din acest moment, deci mă întorc înapoi, voi intra în piciorușul disponibil, în ochiul de lanț disponibil și voi mă voi întoarce în sus, ținând întotdeauna fiecare fir pe care îl scot din ochiul de lanț, ținându-l pe croșet. Aici am 2, 4, 6, 7. Acesta este numărul 8, iar numărul 9 îl vom face intrând în cercul magic. Vom extrage firul în felul acesta, vom trece cu croșetul odată prin el, după care vom continua în mod normal, așa cum v-am arătat, trecând croșetul prin două ochiuri. Felul acesta coborâm din nou în jos. Am ajuns la capătul acestui rând. După cum puteți vedea, bastonașele sunt deja evidente. Aici voi face 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț. Voi intra în corespondența spațiului dintre bastonașul numărul 1 și numărul 2. Voi scoate firul și voi închide în felul acesta. După care, începând cu bastonașul următor, voi extrage firele și le voi ține pe croșet. Avem 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iar cel de-al 9-lea îl lucrăm în cercul magic, în felul acesta. Trecem odată cu firul prin picioruș, după care trecem cu croșetul și cu firul prin două piciorușe simultan. În felul acesta coborâm din nou în jos și am ajuns la capătul acestui rând. Acum din nou voi lucra cele 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4. Voi intra din nou în corespondența spațiului dintre bastonașul numărul 1 și numărul 2. Voi scoate firul,
Voi trece croșetul prin ambele fire și voi continua. În felul acesta, noi va trebui să lucrăm un total de 13 picoturi. Întotdeauna, cu atenție, să nu uităm că ultimul picioruș, piciorușul cu numărul 9, va veni lucrat în cercul magic, în felul acesta. Voi lucra cu dumneavoastră un alt rând, chiar două, după care vom lucra singure. În cazul în care aveți vreo nedumerire, în cazul în care ceva nu vă este clar, dacă decideți să lucrați în această tehnică, puteți oricând să-mi lăsați scris pe canalul de YouTube și eu vă voi răspunde. Chiar dacă nu voi putea în ziua respectivă, în ziua următoare, eu când voi citi mesajele, vă voi răspunde cu siguranță și vă voi da toate lămuririle necesare. Deci continui din nou, încărcând ochiurile de lanț pe croșet, în felul acesta. De acum nu mai este nevoie să le numărăm, pentru că deja sunt formate, doar aici ultimul, nu trebuie să uităm că trece prin cercul magic. Și ne îndreptăm din nou în jos. Trebuie întotdeauna să fim atente la tensiunea firului. Dacă strângem prea mult sau dacă îl lăsăm prea larg, atunci lucrarea noastră nu va avea un aspect foarte plăcut. Bineînțeles, 2, 3, 4. Uitați-vă, deja am ajuns la cel de-al patrulea picot. Așa cum spuneam, bineînțeles, la început fiecare va face erori. Este imposibil să nu greșim câteodată, însă privind cu atenție la ceea ce eu lucrez, dumneavoastră veți putea lucra foarte ușor și această tehnică. Acum am intrat în cercul magic, am făcut ochiul meu de lanț și voi cobor foarte simplu, foarte simplu. Este nevoie doar de un pic de atenție. Deci am ajuns și aici. Din acest moment avem 2, 4. Eu voi face cel de-al cincilea picot și vom lucra singure. Ne vom întâlni la penultimul rând pentru a continua. Uitați-vă ce frumos se prezintă. În acest moment am un număr de 2, 4, 6, 8, 10, 12 picot. Acum voi urca din nou în sus, deci voi încărca pe croșet. Vedeți, lucrul merge foarte ușor, nu este greu, mai ales pentru faptul că este foarte simplu. Acum din nou voi intra în cercul magic, trece cu firul prin primul ochi, apoi voi continua coborând în jos, voi trece cu firul alunecat prin două ochiuri, prin două piciorușe. Am ajuns la capătul rândului. Acum voi face 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț și voi forma un nou picot în corespondența spațiului dintre primul și cel de-al doilea picioruș. După cum vedeți, aceasta este fața lucrării. Știm că este fața lucrării pentru că sunt evidente bastonașele. Vedeți, par precum pătratele dintr-un caiet de matematică. Spatele este
acesta. Ce vom face în acest moment? Eu voi strânge cercul magic pentru a închide această parte a lucrării. După cum vedeți, partea din față am lăsat-o în interior. Acum eu voi pune lucrarea în două, în felul acesta, cu fir alunecat, apoi voi intra în primul picot și apoi încet încet cu fir alunecat, prinzând fiecare ochi de o parte și de cealaltă și de cealaltă, eu voi închide lucrarea. Voi merge în sus, încet, cu calm, pentru că avem timp, nu ne grăbește nimeni. În 20 de minute, dacă prindeți modelul, v-ați făcut o pereche de cercei. Deci nu aveți nevoie de mai mult. Uneori fac și câte un picioruș scurt, așa, pentru stabilitate, însă nu este absolut necesar. Facem piciorușe alunecate în felul acesta pentru a închide lucrarea. Odată ajunse în partea de sus, după ce am strâns bine cercul magic, după cum ați văzut, voi intra cu croșetul într-un loc disponibil în felul acesta. Voi tăia firul, îl voi lăsa un pic mai lunguț, nu prea mult, îl voi tăia, îl voi scurta, da? În felul acesta. Voi închide lucrarea. Acest capăt de fir de la cercul magic îl vom ascunde. Eu îl voi ascunde cu croșetul, dumneavoastră, dacă nu puteți, cu croșetul, îl veți ascunde cu acul. Îi voi da stabilitate în felul acesta și îl voi pierde undeva aici dedesubt. Încă o dată, pentru a-i da stabilitate în felul acesta. Acum voi scurta acest capăt de fir. Deci capătul de fir cu care am închis cercul magic îl vom scurta. Iar întreaga lucrare o vom întoarce pe față, încet, cu atenție. Eventual ne vom ajuta și de croșet, dacă este nevoie, însă nu este nevoie. Ia uitați-vă, eu deja l-am întors. Următorul pas pe care trebuie să-l facem, ia uitați-vă ce frumos a ieșit, nici nu se cunoaște unde este închis, va fi cu croșetul să extragem capătul de fir, pentru că ne va fi de folos în momentul în care vom pune suportul pentru cercel, suportul cu care apoi vom pune cercei în ureche. Voi lăsa deoparte un pic croșetul. Voi intra cu firul prin suport, cu acul, apoi voi întări un pic aici lucrarea. Voi face modul în care suportul să fie exact pe mijlocul lucrării. Deci nu este nevoie de nimic altceva decât suportul să fie pe mijlocul lucrării. Cu această ocazie vreau să salut toți prietenii de pe YouTube, să urez bun venit noilor înscriși. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine, vă mulțumesc pentru susținere. Datorită colaborării dumneavoastră am cunoscut persoane foarte inimoase, persoane cu care am legat prietenii foarte frumoase și persoane demne de tot respectul, persoane cu care poți râde, cu care poți glumi, cu care ne înțelegem. Deci este o înțelegere reciprocă, iar pe mine acest lucru mă bucură foarte mult, pentru că eu sunt o singuratică, deci aici sunt singură, nu am prietenii.
prieteni, prietene, nu am pe nimeni. Am încheiat acest cercel, bineînțeles, cel de-al doilea eu deja l-am lucrat, l-am pregătit, nu-mi rămâne decât să-i atașez și lui închisătoarea. Acum, pentru persoanele noi care sunt nou venite pe canalul de YouTube, le mulțumesc și de asemenea celor care au canal de YouTube, bineînțeles că voi schimba și eu precum dumnealor, vom schimba vizitele pe canalele noastre, voi urmări ca și până acum tutorialele dumneavoastră, sper că de repede, dacă nu într-o zi, două maxim, să dispun de o nouă rete de internet, pentru că aceasta, sincer vă spun, m-a dezamăgit foarte mult și mi-a făcut foarte multe probleme în ultimul timp. Am rămas de foarte multe ori fără internet și de aceea am rămas de multe ori în urmă cu vizionările la tutorialele dumneavoastră. Așa, în acest moment am încheiat și acest al doilea cercel. Firul l-am pierdut undeva, iar de acum îl voi scurta. Și iată că în foarte puțin timp am făcut o pereche de cercei care sper să vă placă. Mai devreme, pentru a se da mâna, am lucrat o altă pereche pe culoarea roz, după cum vedeți. Așa. Eu sper că v-a plăcut ceea ce v-am arătat astăzi. Dacă doriți să continuăm cu noi modele, cu noi lecții, să le numim așa, în tehnica acestui croșet, croșetul tunisian, vă rog să lăsați în comentarii, iar eu voi continua învățând câteva modele care sunt mai ușoare pentru doamnele începătoare, bineînțeles. Dacă v-a plăcut ceea ce am învățat astăzi, ceea ce am lucrat astăzi, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Acestea mă ajută foarte mult în creșterea comunității și, așa cum spun întotdeauna, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă doresc o seară frumoasă, o zi frumoasă. La mine acum este seara târziu. Voi încărca mâine dimineață. Weekend plăcut. Vă îmbrățișez din nou cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și ne vom reîntâlni cu noi tutoriale. La revedere!